Vreau să spun câteva notițe, câteva gânduri. Despre muzică. Eu fiind la biserică, păcăliți, și crescând în biserica ortodoxă, am fost educat să ascult muzică religioasă sau muzică duhovnicească, spirituală. Și acum am ajuns la concluzia că asta trebuie într-adevăr. Deci, și când studiez o cultură, cum cea rusească sau americană, este mult mai bine să asculți astfel de texte decât niște lucruri care sunt comune între societățile, lumii și n-au niciun Dumnezeu. Deci, personajul meu preferat din Tolstoi este Sonia Rostova și este o scenă foarte frumoasă, poate o să o citesc într-o zi, bandă, cum vine Rostov, Nicolae, e plăcea de Nicolae. El o chema Rostova pentru că era adoptată de familie. Vine de pe front și merg la biserică, cum era pe vremea, și era Crăciunul și cântau și nu știu ce, se rugau în biserică ca oamenii ăștia. Era praznic și Sonia era foarte frumoasă. Din păcate, Rostov n-au bani și nu a putut să o adă soție, s-a căsătorit cu altcineva. Cu Maria Bocon, să vă zic. Ce vreau să mai zic este că... Da, puțin. Și asta am fost educat decenii întregi la pocăiți. Dom'le, nu ascultă Atomic MTV, ci ascultă Cristocentric, Raze de Speranță, Credo, Petra, trebuie să. Și ce vreau să zic, pentru voi, pentru ortodoxi, în România sunteți cam 80%, 87%, nu știu cât, ortodoxi. Hai să vedem câți ortodoxi sunt, da? Бог, Христос Христос. Света, света Бога истина. Foarte, foarte important. А să vedem cât ortodox religie. Deci avem 86.45% deci sământul din 2011, când a venit la mea, era ortodox. Mai sunt romano-catolici 4.62%, reformați 3.19%, penticostali 1.92%, greco-catolici uniți 0.8% și baptiști 0.6%. Ăștia, doar ăștia sunt menționați. Mai sunt martori al lui Jehova. În 2011, 49.120 de persoane, aproximativ 0.26.000, erau martori al lui Jehova. Bun, ce vreau să vă spun? Secolul trecut ne-a demonstrat că încercând să ne rezolvăm anumite probleme naționale, și asta și în țările europene, aderând la niște idei, cum au fost al unor oameni care, oricât de talentați, de imitatorii lui Isus, nu erau Isus, sunt oameni care s-au îmbolnăvit în urma acestor endeavors, în acestor încercări, trebuie să înțelegem că nu putem fără Dumnezeu și astfel nu trebuie să ne mai revendicăm la crucile verzi, patru cruci, nu știu ce, garda de fier, gata cu alea. Deci trebuie să ne pocăim, mai bine direcția lui Iosif Trifa, părintele oastei Domnului duhovnicești. Credința noastră ortodoxă de 2000 de ani, poate și mai veche, prin evrei, era în Panonia, comunități ebraice. Astfel, asta vreau să vă zic. Dacă vreți să câștigați, nu mai faceți pe fasciștii, că atunci pierdeți. Cu Germania pierdeți. Pe timp de pace câștigați prin muncă, dar pe timp de război, Germania, dacă nu e creștină, cam tot timpul pierde. Pentru două războaie mondiale. Dar ce vreau să vă spun? Să ne întoarcem la izvoarele vechi,
ale credinței noastre ortodoxe și creștine, dar nu știu să vedeți binecuvântarea Dumnezeu. Atâta e destul. Cred că m-ați înțeles că suntem români, nu?